Între timp, Inspecția Regională de Sănătate din Varna va preleva noi probe din această zonă periculoasă, dar și din altele de pe teritoriul regiunii Varna. În cazul în care noi viruși sunt descoperiți, Ministerul Afacerilor Externe va informa turiștii și agențiile de turism. Încep blocările la pasajul de la Piața Sudului și nervi în trafic pentru șoferii bucureșteni. Circulația pe calea Văcărești va fi restricționată parțial între strada Mărțișor și șoseaua Alteniței, începând de astăzi după ora 10, pentru începerea lucrărilor la pasajul subteran Piața Sudului. Acesta va face legătura dintre calea Văcărești și strada Nițu Vasile. Proiectul realizat cu fonduri europene va fi gata în 18 luni. Traficul pe calea Văcărești se va desfășura pe 3 benzi de circulație pe sensul de mers către șoseaua Alteniței și pe 2 benzi de circulație pe sensul spre Bulevardul Tineretului față de 3 benzi pe sens existent în prezent. Proiectul presupune și amenajarea a 4 pasaje pietonale de-a lungul pasajului rutier și către stațiile de tramvai. Avem noi ambasador pentru frumusețile patriei, turismul românesc va fi promovat în nume de Simona Halep, campionul olimpic de sabie Mihai Covaliu, violonistul Alexandru Tomescu, informaticianul Ionuț Budișteanu și alți doi tineri de succes. Aceștia au primit de ieri pașapoarte diplomatice și vor participa la o caravană europeană de promovare a brandului turistic românesc, dar și la târguri internaționale de profil. Simona Halep s-a declarat fericită să reprezinte România. Spune că se consideră un produs 100% românesc și că nu intenționează să se mute din țară. Pe lista ambasadorilor turismului mai sunt și Nadia Comăneci, Maia Morgenstern, Dan Puric, Oana Pelea, Elisabeta Lipă sau Helmut Bucada. Steaua poate începe negocierile cu Rusescu să lupte cu Deportivo La Coruña pentru împrumutul lui, după ce Sevilla a anunțat că nu-l păstrează. Sevilla nu cere bani, dar Steaua trebuie să-i plătească tot salariul, 450.000 de euro pe an. Steaua are și varianta Hanza. Postul golgheter al Petrolului este însă la fel de scump. Între timp, steliștii își fac deși pentru Supercupa de vineri cu asta. Nu mai are pe Tătărușanu și Pentelii plecați în această vară, iar în ultimul amical și Gardoș s-a accidentat. Steaua asta din Supercupa României este în direct la PTV, vineri seara de la ora 9. Atât la știri, rămân cu Grig și Onuc la alarmă. Alarma Pro FM cu Grig și Onuc. Ascultători, neascultători. Andale, andale, boy, andale. Andale, andale, boy, andale.